Am astăzi pentru voi o unealtă foarte, foarte tare pe care mi-o doresc să o prezint de foarte mult timp. Este vorba despre Bosch EasyCut 12, ce funcționează cu NanoBlade. Practic este o lamă de drujbă în miniatură și cu lanț, bineînțeles, după cum puteți observa. Această unealtă de la Bosch EasyCut 12 a stârnit tot felul de controverse de când a apărut. Mi-am dorit și eu să o testez pentru că mi se pare genială, dacă îi putem spune așa. Vine livrată în această cutie din plastic, în care o să găsim acumulatorul de 12V și 2,5A, această stație de încărcare de la Bosch pentru acumulatori și, bineînțeles, valiza. În valiză o să găsim manualele de utilizare și, bineînțeles, fierăstrăul. Avem următoarele specificații aici pentru diverse NanoBlade pe care ele poate utiliza: 50 de mm cu 44 de dinți, aceasta pentru viteză, speed, pentru lemn 50 de mm cu 44 de dinți, sau aceasta pe care o are deja în dotare, ce vine montată pe el, NanoBlade, pentru viteză de 65 de mm cu 52 de dinți. O să-i facem și câteva teste pentru că este o unealtă foarte interesantă, dar trebuie să știm că funcționează în platforma de la Bosch, platforma verde, unde toate uneltele din această gamă de 12V sunt compatibile cu același tip de acumulator. Aici avem și câteva caracteristici de natură tehnică. În primul și în primul rând, dacă vă faceți cont pe aplicația My Bosch, o să puteți să faceți prelungirea până la 3 ani de garanție. Funcționează, bineînțeles, pe 12V. Mare atenție, cântărește 0,9 kg și poate să taie lemn cu o grosime maximă de 65 de mm, ceea ce mi se pare absolut grozav. Haideți să ne uităm mai de aproape la ea, să vedem cum arată. Practic arată ca un fierăstrău de tip sabie în miniatură, cred că asta este și denumirea lui corectă, un fierăstrău de tip sabie. Avem o talpă foarte mare aici în partea din față pentru sprijin, iar aici avem lamă de drujbă, care se poate și desface foarte ușor, după cum putem observa, și se poate scoate afară. Așa arată. Nu vă gândiți că va trebui să întindeți lanțul, pentru că nu este cazul. El are un sistem automat pentru așa ceva. Foarte ușor de montat, foarte ușor de înlocuit și, bineînțeles, că se găsesc diverse accesorii de genul acesta pe piață. O să o montăm aici. Așa. Închidem capacul și este gata de treabă. În acest moment poate funcționa și, ce credeți, lama este fabricată în Germania, lama aceasta pentru viteză de 65 de mm și puteți să observați cum se rotește lanțul pe ea. Din fericire, nu avem un rezervor de ulei ca la motofierăstraie, așadar întreținerea pentru această unealtă este practic zero, va trebui doar să punem acumulatorii la încărcat. Îmi place tare mult cum este lucrată, avem multe elemente siliconate pe ea, acumulatorul integrat în mâner, un buton mare pe care îl apăsăm cu două degete și o suprafață de contact cu palma foarte mare aici, ceea ce îți permite să îl forțezi destul de tare. Haideți să vedem cum se descurcă și la treabă. Este o unealtă ce se poate utiliza cu ușurință și pentru a curăța pomii, dacă ne dorim acest lucru, o să poată să facă și asta cu brio. Primul test o să fie în această bucată de pal. Vedem că are un suport metalic aici în partea de jos, ce îți permite să lucrezi foarte ușor. Înainte de pornire trebuie să apăsăm pe butonul acesta de deblocare, iar aici avem un indicator atunci când acumulatorul este plin, un indicator cum este la mașină cu o pompă de alimentare, deci va trebui să-i facem alimentare. După cum ați observat, taie foarte bine, categoric nu este pentru așa ceva, vedem că marginea este destul de ruptă, dar se poate folosi cu ușurință la debitarea scândurilor sau lațuri sau dacă vrem să avem o unealtă de tăiat portabilă pentru atunci când mergem în camping, spre exemplu. Am aici o scândură de 5,5 cm, lama este de 65 de mm, deci este mai mare decât lemnul. Haideți să vedem dacă poate să taie atât de mult.
Este surprinzător faptul că are putere, chiar dacă îl forțez puțin. După cum putem observa, poate să taie și un lemn de genul acesta, foarte gros, și nu se chinuie. Se aude puțin stres pe motor, dar nimic de speriat, chiar are multă, multă forță. Trebuie să recunosc că am rămas surprins de această unealtă, mi se pare genială. Există foarte multe zone în care poți să folosești așa ceva, mai ales că această lamă este foarte, foarte rezistentă, deci nu trebuie înlocuită cum ar fi o pânză pentru fierăstrăul pendular. Bineînțeles că nu se compară cu un fierăstrău pendular, este gândită să fie folosită în deplasare, în spații mai greu accesibile. După cum am menționat deja, o putem folosi cu ușurință și la pomi. Ați văzut că am tăiat această bucată foarte groasă de lemn și s-a descurcat. Cu siguranță într-un lemn verde se descurcă și mai ușor pentru a tăia crengile de la copac. Este mică, ușoară, nu cântărește nici măcar un kilogram, așadar cred că merită luată în considerare, mai ales dacă avem unelte din gama verde a celor de la Bosch. Aștept să-mi spuneți părerea voastră jos în secțiunea de comentarii. Sunt tare curios ce părere aveți despre acest fierăstrău de tip sabie cu Nano Blade de la Bosch. Dacă vă place, dacă nu vă place sau ce părere aveți despre el. Iar dacă vreți să aflați mai multe detalii de natură tehnică sau chiar să îl achiziționați, în descrierea clipului găsiți un link către magazinul online tools.ro, dealer autorizat Bosch. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să-mi dați un like, un share și să vă abonați la acest canal pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!